Iar acum, oameni buni, mergem la un om care este erou pentru Gabi Cotabiță și nu numai, pentru că fără el, Gabriel Cotabiță nu ar mai fi astăzi în viață. Se numește Alexandru Bontea, este cel care l-a resuscitat pe Gabriel Cotabiță după ce artistul a fost găsit inconștient în sala de sport și pentru prima dată, omul ăsta, erou, a dat un interviu excepțional pentru colega noastră, Cristina Jurcă, corespondent știrile Pro TV. Priviți! Cum se simte domnul Cotabiță? Am făcut stop mașina de repasare către spitalul. A făcut stop? A făcut stop pentru respirator și Alexandru Bontea este primul paramedic smurt care a ajuns la Gabriel Cotabiță, după ce pe 8 mai cântărețul a făcut stop cardiorespirator la sala de sport a unui hotel renumit din capitală. Atunci, paramedicul a fost înștiințat că are o urgență de cod roșu, pacient inconștient. Recunoaște că nu și-a dat seama cine e pacientul, dar se ruga pentru el. Ați ajuns foarte repede, erați prin zonă, cum a fost? Aproximativ 5 minute, cu toată aglomerația din București. Era vital să... Adică timpul e vital în astfel de... Într-adevăr, este vital. Adică când auzi... Încercăm să ajungem cât se poate de repede. Dar asta a fost să fie. Am ajuns cât am putut de repede. Ne-am strecurat printre mașini. Am înțeles că dumneavoastră ați condus? Da, tot eu am și condus. Era cel mai aproape de locul unde s-a eram întâmplat? Eram cel mai aproape de locul la care s-a întâmplat acest eveniment nefericit. Am fost primii care am ajuns la acest pacient și în aproximativ 4 minute, poate nu greșesc, a venit și mașina cu medicul de urgență. Erați în zona, adică erați la un alt caz sau cum s-a întâmplat? Sau... Nu, eram la bază, dar fiind, eu știu, aproximativ 4 km, și în 4 km am încercat să ajungem cu toată aglomerația din capitală. L-ați recunoscut la momentul acela pe pacient? Contează asta sau nu? Nu am avut timp să-l recunoaștem. Noi ne-am apucat de protocolul care trebuia să-l facem și a ieșit bine. Zic eu. Paramedicul Alexandru Bontea a fost omul care, după ce l-a salvat pe Gabriel Cotabiță, a devenit un erou. Are 44 de ani, este căsătorit și în 8 ani de când lucrează la Smurt, a salvat mii de pacienți. Spune că a fost foarte fericit când a văzut că artistul și-a revenit după 2 luni. Nu am cuvinte să vă spun. Este o mare bucurie că l-am văzut pe acel om în acel moment trântit la pământ. Și acum să-l văd mergând pe stradă, deci este o mare bucurie, o mare satisfacție pentru ceea ce am făcut. Și le mulțumesc întregii echipi care a fost cu mine. Gând anume la momentul ăla când îl resuscitați, v-am amintit așa? Da. Sau ce? Cu gândul la Dumnezeu. Dă-i Doamne viață din nou, fiindcă merită să trăiască. Ca fiecare dintre noi. Și i-a dat Dumnezeu viață. Nu neapărat, la mulți. Paramedicul îl cunoștea pe Cotabiță de când era mic și îi asculta melodiile. E foarte fericit că meseria lui l-a ajutat să-i redea viața. Niciodată nu o să renunț, indiferent de situație, nu. Noi ajungem acolo să salvăm și în suflet simțim acel miros de inimă care se zbate în piept. Și asta încercați. Și încercăm. Nu renunțați. Până la epuizare, până nu mai putem noi. Și dacă nu mai putem, continuăm.